Să vă cunoașteți colegii din Oxentia, din Molovata, din Coșnița, acei din Oxentia, sau din Doroțcaia. Să vă cunoașteți, să fiți mai aproape unul de altul, să comunicați pentru a avea posibilitate să avem într-adevăr un raion integru și cunoscut de fiecare tânăr. Înainte de a începe Școala Tânărului Conducător, vreau să salutăm prezența oaspeților de onoare și anume creatorul Școlii Tânărului Conducător, acel care pentru prima dată a venit cu inițiativa pentru a forma acest frumos forum a tinerilor. Și este domnul Grigore Policinski. Asemenea, rog să salutăm prezența doamnei Marie Jimbei, vicepreședintele raionului Lubasari. Doamna Larisa Brăducean, șefa direcției învățământ general. Doamna Maria Perciuiac, șefa direcției cultură, tineret și sport. Vreau să salutăm prezența domnilor consilieri raionali. Domnul Rusu Panel, domnul Izvan Vladimir și domnul Pavel Mamulat. Și de asemenea vreau să salut prezența domnului primar, domnul Igor Brânză, care de asemenea este un primar tânăr. Înainte de a începe Școala Tânărului Conducător și să trecem la programul nostru, permiteți-mi să ofer cuvânt de salut domnului președinte, domnul Grigore Policinski. Mulțumesc foarte mult! Stimații mei colegi care sunteți aici în prezidiu de lucru, stimații mei invitați, conducători de instituții de învățământ, doamnele și domnilor profesori care sunteți prezenți și sigur că, stimații mei prieteni, cei mai valoroși lideri ai tinerilor din raionul Dubăsari, eu vreau să vă salut astăzi la Centrul Raional de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenia. Eu vreau să-l prezint pe responsabilul din partea Consiliului Raional Dubăsari pentru Școala Tânărului Conducător. Este vorba de domnul Grigore Sergiu, secretarul Consiliului Raional. Da, și iată, stimați colegi, a apărut încă un partener de organizare a Школі тинерів конкатур, є сьогодні де Давидов Михаїл Владимирович, конкатуру Центру Розсотрудження з Республіки Молдова. Гнезьо Михаїл, Город Дмитрович Алепин. Приветствую вас. Дорогі мої приятели, стиматься колеги. Noi avem o tradiție foarte, cred că, benefică de a organiza mai mulți ani la rând Școala Tânărului Conducător, care este o capacitate și este o dorință a mea în calitate de președinte, dar și o necesitate pentru ca tânăra generație, pentru ca voi, colegii voștri, să cunoască ce înseamnă administrația publică, să cunoască ce înseamnă primărie, să știe cu ce se ocupă Consiliul Raional Dubăsari, să știe cu ce ne ocupăm noi, aleșii locali, care este diferența între
primărie, între Consiliu, între președinte, între Consiliul Local de nivelul 1, nivelul 2 și autorități puși centrale și care sunt nivelele de responsabilitate unul față de altul. Și cel mai important lucru, prin intermediul școlii tânărului conducător, noi vrem ca voi să vă cunoașteți unul cu altul. Să faceți comunicare eficientă. Să avem o comunicare între autoritatea raională, între Consiliul Raional de Băsari, secțiile, direcțiile noastre și, sigur că voi, ca părticele componente a societății noastre. Eu vreau să mă bucur foarte mult astăzi alături de dumneavoastră, fiindcă sunt și-au dorit să participe și câțiva studenți care au fost înainte, de semne au trecut prin școala pentru conducător și au dorit să vină aici. Vreau să-i aplaudăm pe ei pentru această dorință. Și sigur că ați văzut aici că noi toți suntem foarte tineri. Ați văzut, da? Da. Da. Și vreau să vă spun că acești foarte tineri, tineri persoane care sunt aici, au reușit să devină conducători, au reușit să devină aleși locali, raionali, conducători de diferite structuri, datorită faptului că au fost activi. Tema Școlii Tânărului Conducător, ediția 16, este, e timpul să fii lider. E timpul să fim lideri. Iată, acest element este elementul de bază pentru dumneavoastră. Eu vreau să vă doresc vouă tuturor, sigur că dispoziție bună și azi, și mâine, și poimâine. Vreau de asemenea să vă doresc ca voi să îndepliniți obiectivele principale. Să stabiliți comunicare între voi, între aceste 5 grupe. Să stabiliți comunicare cu noi, utilizând rețelele de socializare. Și desigur că la sfârșitul școlii tânărului conducător ediția 16, dumneavoastră să ne promovați și să ne înaintați pentru a fi incluși în Consiliul Raional a Tinerilor pe cei mai activi dintre dumneavoastră. De aceea vă invit la muncă, vă invit la distracție, vă invit să fiți activi, să fiți participativi la toate tematica care este inclusă în agenda de astăzi. Spunând acest lucru, permiteți-mi să trec, să spun câteva cuvinte și în limba rusă. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я еще раз хочу поприветствовать нашего друга, нашего партнера по организации сегодняшнего мероприятия. Это Михаил Владимирович Давыдов, который является руководителем Российского центра науки и культуры в Республике Молдова. И хочу вам сказать, что мы знакомы недавно. Уважаемый Михаил Владимирович, всего несколько месяцев, как работает у нас в Молдавии, он из России, но тем более очень рад тому, что в течение этих нескольких месяцев, сколько мы знакомы, нам удалось совместно организовать несколько встреч, нам удалось совместно побывать в Москве и участвовать в работе молодежного форума по 25-летию создания Союза независимых, Содружества независимых государств, СНГ. И, конечно, мы обратились к Михаилу Владимировичу за помощью в организации этого мероприятия, учитывая то, что денег никогда не хватает. Учитывая то, что мы деньги, которые заложены в бюджете, стараемся распределять в первую очередь для того, чтобы все наши учебные заведения в Басарском районе, а это гимназии Марковец и гимназия Похребя смогли существовать, чтобы мы не закрывали эти учебные заведения. Поэтому, когда мы вот планируем в том числе и школу молодого руководителя, конечно, в этом году было запланировано всего одна встреча и на одну ночь. Когда я встречался с молодежью, со многими из вас, в том числе,
и по интернету мне писали. Очень многие попросили, Григорий Владимирович, давайте хотя бы две ночи, чтобы мы смогли лучше узнать друг друга, чтобы был эффект более положительный от этой встречи. И я хочу поблагодарить, потому что от Россотрудничества было выделено на организацию этого мероприятия 25 тысяч лей. За что, конечно, наши аплодисменты Россотрудничеству и посольству Российской Федерации в Республике Молдова. Я желаю всем вам, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, хорошо провести время. Я желаю всем вам улучшения взаимоотношений. Я желаю всем нам, чтобы мы в конце этой школы нашли и благодаря вашим стараниям самых активных, самых стойких и самых больших лидеров из вашей среды. Я надеюсь, что эти контакты между Дубасарским районом, между нашими международными партнерами будут постоянными. Мы собираемся, вот мы, Мария Андреевна Жембей, вице-председатель, нам скажет, мы собираемся на март месяц, имеем приглашение участвовать в фольклорном фестивале во Владимире. Получили приглашение, я очень хочу надеяться, что мы сможем вместе с районными советниками и, конечно, вместе с коллегами, с нашими партнерами организовать больше встреч, потому что там, где люди встречаются, там, где люди обсуждают проблемы, там намного легче решать проблемы. В единстве наша сила, в единстве мы достигали больших успехов. Я очень хочу надеяться, что вот сегодня, завтра наша совместная программа деятельности поможет нам в том, чтобы и вам было интересно узнать, чем занимается Россотрудничество, чем занимается районный совет, чем занимаются местные органы власти первого, второго уровня. Ну и нам хочется узнать, как вы видите с вашей точки зрения проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и как вы видите решение этих проблем. Я надеюсь на то, что мы все вместе в конце скажем спасибо организаторам, спасибо партнерам. И я очень хочу надеяться, что вы будете беречь свое здоровье и сегодня, и завтра, и послезавтра. Это самое главное. Берегите свое здоровье и давайте друг другу поаплодируем для того, чтобы начало нашей работы было добрым и хорошим результатом. Спасибо большое. Vă mulțumim. Și acum, dacă îmi permiteți, vreau să-i ofer cuvânt domnului Davidov Mihail Vladimirovich. Mihail Vladimirovich, vă dau slovo. Bună ziua! Добрый день! Уважаемая молодежь, уважаемые школьники района муниципии Дубасар, уважаемый домнул Григорий Кличинский, уважаемые коллеги, для нас, для представительства Россотрудничества здесь, в Республике Молдова, большая честь оказывать поддержку, присутствовать на школе молодого руководителя. Это очень важное, очень нужное мероприятие, которое позволяет молодым людям узнать, принять участие, набраться опытом в таком важном деле, как гражданская активность, да, как взаимодействие с властями. В Российской Федерации этому направлению уделяют большое внимание. Особенно в нынешнее время, когда молодежь играет огромную роль в жизни страны, в жизни Молдовы, в жизни России. За последние годы в Российской Федерации проводится огромное количество молодежных мероприятий. В 2017 году в городе Сочи в октябре пройдет Всемирный
фестиваль молодежи и студентов. Это колоссально большое мероприятие, масштабов Олимпиады, куда съедутся очень много представителей молодого поколения из всех точек нашей планеты. Из Республики Молдовы будет очень большая делегация, которая будет насчитывать 200 человек. Вот буквально с февраля месяца начнутся мероприятия, которые будут проходить в поддержку этого фестиваля. И вот через этих событий, акций, пройдут отбор люди, которые уже в октябре смогут принять участие в этом большом глобальном событии. Ну, я думаю, что многие из вас уже будут что-то узнать завтра. Вот мы обязательно об этом расскажем в том числе. Многое будет освещаться в интернете, на сайтах, в Фейсбуке. И очень хотелось бы, чтобы и вы тоже как-то вот соприкоснулись, да, вот с этим большим праздником молодежным. Не буду, наверное, много тоже забирать времени. Хотелось бы пожелать вам в эти три дня интересных таких вот ярких впечатлений, новых знакомств, новых знаний, в общем, всего самого хорошего, вот что можно в вашем возрасте, прекрасном возрасте получить за такое вот короткое время, но в то же самое время интересное выходное, да, дни. Спасибо большое. Mulțumim. Vreau să ofer de asemenea cuvânt doamnei Maria Jandeevici, președintele Răunului. Doamna Maria. Stimate domnule președinte, domnule Davidov, stimați consilieri, pedagogi, dragi tineri, vreau să vă salut la această a 16-a ediție a Școlii Tânărului Conducător. Vorbeam cu domnul președinte și ziceam, cred că nu vă impus nimeni să veniți la Școala Tânărului Conducător. A? Este cineva care a fost impus? Nu? Toți de nevoie ați venit? Da. Mă bucur foarte mult. Să știți că nu întâmplător este această întrebare. Este o tradiție foarte frumoasă și Școala Tânărului Conducător este o școală tânără, dar cu istorie deja foarte mare, fiindcă de la 2006 încoace, 2004, dar de fapt noi am început o activitate mai intensă acestea, din 2006, dar din 2004 încoace, am învățat și noi cu voi împreună, ca să vă antrenăm în viața publică, ca să vă facem să fiți mai activi, să nu fiți indiferenți de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, și totodată să vă învățăm a vă implica în schimbarea lucrurilor spre bine. Acolo la voi, în colectivele de elevi, în instituțiile voastre, în localitate și, de ce nu, în raion. Voi sunteți, de fapt, selectați liderii din cadrul instituțiilor. Și noi mizăm foarte mult pe ceea ce vom avea ocazie să vă aducem la cunoștință de fiecare dată la Școlile Tânărului Conducător. Și de data aceasta, programul care a fost întocmit, ne-am gândit împreună și a fost sucit și selectat de mai multe ori până am ajuns la varianta care vă va fi propusă și considerăm că dumneavoastră veți veni cu propuneri noi de îmbunătățire activității și de promovare a voastră. Voi sunteți continuatorii și promotorii a lucrurilor frumoase care sunt în localitățile voastre. Și voi sunteți cei care veți prelua aceste lucruri de la părinții voștri, de la pedagogi și de la colegii voștri mai mari pentru a schimba lucrurile spre bine. Vreau să vă doresc din suflet, într-adevăr, să vă simțiți bine, să vă auziți, să vă ascultați unul pe altul, să aveți o comunicare frumoasă, dar să înțelegeți și faptul că venind la Școala Tânărului Conducător aveți și o responsabilitate
Vrem să vă formați și o atitudine și vrem să vă vedem implicați în viața de toate zilele, să fiți cât mai activi în activitățile publice. Astfel vom putea mișca lucrurile spre frumos și bine. Vă doresc într-un ceas bun, succese și vreau să nu dezamăgiți niciodată, de fiecare dată. Noi la urmă facem totalurile școlii și sunt sigur că pentru inițiatorul și creatorul școlii tânărului de conducător. Și să știți că nici într-un raion nu a fost această inițiativă. Pe parcursurile au fost, s-au mai făcut și alte mișcări în alte raioane. Dar așa mișcare cum este la noi în raion, pentru tine, pentru voi, cred că nu este nicăieri. Și nu cunosc niciun alt conducător care să depună atâta suflet, atâta dorință ca să vă vadă întrumiți, să vă vadă implicați în lucruri frumoase și bune. Deci vă rog ca să vă manifestați și într-adevăr să îndreptățiți această încredere care vă este acordată de către conducerea raionului cu domnul președinte și către toți colegii noștri. Vă doresc într-un ceas bun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Maria! Alături de noi sunt trei consilieri tineri. Și dacă îmi permiteți, vreau să refer unului consilier tânăr, domnului Nisma Vladimir. Mulțumesc frumos, domn secretar, consilier Ional, bună seara la toți. Salut toți tinerii din localitățile Rănului Basar, salut Cunicea Raionului, salutăm și invitații care avem din Rusia. Eu vreau să spun că pentru mine tot este ceva nou, pentru că prima oară particip și eu la Școala Tânărului Conducător și de aceea mulțumesc domnului președinte pentru o invitație. Sper să mai particip și pe parcurs în anii următori. Vreau să spun că tema sau motoul care este astăzi la Școala Tânărului Conducător, e timpul să fii lider, este un motor foarte bun și de aceea vă rugăm frumos să ne implicăm toți activ, să dăm dovadă de o educație civică puternică și frumoasă. În rest, vă doresc emoții pozitive și frumoase pe parcursul acestor 3 zile. Eu o să fiu alături, o să mă implic și eu, chiar salut echipa numărul 1, o să fiu cu voi. Și mult succes pentru mare! Mulțumesc! De asemenea, dacă puteți, domnul Pavel Rusu, de asemenea este consilier raional, să permitem să ne spună dozăvite. Stimate domnule președinte, stimați colegi consilieri primari, stimați elevi ai școlii tânărului conducător, vreau să vă spun că am fost și eu elev acestei școli cu vreo 7-8 ani în urmă, cam aproximativ așa. Deci de aici a început activitatea mea civică la nivel raional, pe lângă activitatea pe care am avut-o în localitatea mea de Baștină, Oxentea. De aici am început a crește pe parcurs, ajungând la nivel de consilier raional, de aici m-am implicat și în politică. Mă rog, acesta a fost domeniul meu ales. Vreau să vă doresc succes parcursul activității în cadrul școlii. Vreau să vă îndemn să vă implicați activ, fiindcă și să ne bazăm pe un motto, dacă nu noi, atunci cine? Noi, asta tinerii. Fiindcă, dacă dumneavoastră o să analizați, avem în Consiliul Regional circa 5 consilieri regionali tineri, mă refer la o vârstă chiar tânără, primari tineri în raion. Deci tinerii sunt implicați activ la ziua de astăzi în activitatea raionului. Vă doresc succes și la fel o să fiu și eu, nu m-am uitat la cifră. Salut echipa numărul 5. Succes! Și acum vreau să refer cuvânt domnului primar, domnului Igor Brânză, primarul satului Molovata. Stimați domnul președinte, stimați oaspeți, stimați studenți, elevi, participanți a școlii tânărului conducător. Eu spun așa că n-am avut ocazia să fiu pentru voi la vârsta potrivită, însă am învățat
de unde și cum ceea ce am învățat mi-a folosit multă viață. Vreau să vă zic așa, și cred că am spun din numele tuturor primarilor, ceea ce învățați de prinderi care le dețineți în cadrul școlii, folosiți-le în viață și anume, folosiți-le în ceea de a vă promova și de a deveni cineva. Eu de multe ori spun, eu aș fi bucuros dacă ar veni un grup de tineri sau un tânăr și ar propune, domn primar, dați facem ceea, că ar fi bine, dar iată, nu am posibilitățile sale. Eu cu mare plăcere l-aș ajuta, l-aș promova și am merge înainte și am creat niște lucruri frumoase pentru localitatea noastră, pentru raionul nostru și, în fine, pentru Republica noastră. Vreau să vă zic că să aveți curaj, insistență și cât mai multe idei posibile cu care să mergeți înainte și să realizați careva lucru frumoasă. Eu aș vrea, știu că sunt de la Mălovata domnișor și domnișoare, și aș vrea ca săptămâna viitoare, dacă nu toți, măcar unul, să vină, să mă atragă așa de ureche și să spună, domn primar, haideți să realizăm un lucru, iată care lucru. Eu cu mare plăcere să vă ajut. În privința la ceilalți, vă doresc, îmi asum responsabilitatea și de-am și-o spățesc eu din privința la ceilalți primari, o spățesc, o să mă umoresc. Dar voi duceți-vă la dânsul și spuneți-le, dați să realizăm lucru frumoase. Mulțumesc mult! Succes! Mulțumesc, domn primar! Priveți-mă că o să fie și o să vină. Și acum, dacă îmi permiteți, vreau să refer cuvânt pe șefii direcției învățământ general, doamne Larisa Brăducean. Domnule președinte, onorată prezență, dragi elevi, mulți stimați colegi, dragi colegi și de la Consiliul Raional, vă spun la toți bună ziua și bine ați venit la ediția 16-a a Școlii Tânărului Conducător. Sunt nespus de bucuroasă să aflu că în componența fiecărei echipe sunt prezenți o parte din bursierii raionului și vă rog aplauze pentru ei. De asemenea, cunosc că în componența echipei sunt și o parte din membrii consiliilor locale de tineret în școală. Salut prezența tuturor președinților consiliilor locale de tineret în școală. De asemenea, vreau să mulțumesc foarte mult că alături de noi sunt colegii și acei tineri care astăzi sunt înmatriculați în instituțiile superioare de învățământ. Salut prezența și a studenților! Dragi elevi, deci a fost expus că Raionul Dubăsar are o inițiativă frumoasă de a convoca tineretul la Școala Tânărului Conducător, care de fapt inițiativa aparține, știți cui? Președintelui Raionului Dubăsari, domnul Grigore Tălucinț. De asemenea, vreau să vă informez că în cadrul acestei școli, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, prima strategie de tineret a fost apreciată cea mai bună strategie de tineret din Raionul Dubăsari. Mă bucur foarte mult că în cadrul acestei școli învățați foarte multe lucruri utile de viitor. De asemenea, vă faceți prieteni foarte buni și deveniți prieteni de o viață. Mă bucur că în cadrul acestei școli a tânărului Conducător au crescut lideri deja, avem și primari, și consilieri, și oameni care activează în diferite funcții, atât în Consiliul Raional, cât și în Republică.
Totodată vreau să menționez că alături de noi vor fi și câțiva monitori, atât din cadrul Direcției Cultură, cât și Direcției Învățământ, și vreau să-i aplaudiați. Deci este Svetlana Isaică, Direcția de Învățământ. De asemenea, este domnul Mihai Ieviță cu domnul Nagaliță, școala sportivă. Colegii de la Direcția Cultură, în frunte cu șefa Direcției Cultură, doamna Maria Cerciuleac. Și vreau să vă mulțumesc, iată, sunt alături de noi consilierii regionali. Vreau să mulțumesc foarte mult că ne susțin, ne-au susținut toți acești ani pentru acele finanțe care au investit în tineret. Tineri! Tinerii în Republica Moldova sunt de la vârsta, deja se propune 14 până la 35 de ani. Deci eu spun că este o parte componentă a populației, peste 35% din populația Moldovei. Și sunt sigură că tinerii din raionul Dubăsari vor schimba multe lucruri spre bine. Vreau să mulțumesc și domnului Davidov pentru susținerea financiară a școlii tânărului conducător și sper și în viitor vom avea susținerea reciprocă. Pe parcursul a 3 zile vă așteaptă activități foarte frumoase, atât cognitive cât și extrașcolare. Vă urez o activitate rodnică, succese, un parteneriat reușit și o dispoziție bună. Și tot ce ați învățat aici, la școala tânărului conducător, sunt sigură că o să transmiteți și la colegii din instituțiile din Evineț. Succese și baftă în toate! Mulțumim, doamna Larisa! Și acum vreau să-i ofer cuvânt unei persoane, unului participant la școala tânărului conducător, care a participat numai o dată, care la moment își face studiile în Chișinău, este student, dar întotdeauna este cu gândul la raionul Dubăsari, la școala tânărului conducător, și aceasta este Irina Cohlov, care sper că o să vă spună un cuvânt de îndemnare pentru a avea o explicație în strângem la activități. Bună seara tuturor! Bine am găsit la cea de-a 16-a ediție a Școlii Tânărului Conducător și deci în fața dumneavoastră este acest absolvent a Școlii Tânărului Conducător și actual lucrător în cadrul Serviciului pentru Tineret din Consiliul Raional Dubăsari. Foarte atenți la toate aceste sesiuni care sunt în program, pentru că după mine sunt, cred că, unele dintre cele mai interesante și cu siguranță veți avea ce învăța și totuși vă urez mult succes și sper că vă veți întoarce acasă cu multe idei noi și tot alături de primar, pe care și îndemnul domnului primar, domnul Igor Brânză, să vă adresați la primar și să le realizați împreună. Vă mulțumesc mult și mult succes! Vă rugăm să salutăm prima grupă. Prima grupă se ridice în picioare. Responsabilul primei grupe este Galina Pleșco, doamna Svetlana Jitariuc și doamna Angela Inistei. Salutăm grupa a doua. Responsabili Tatiana Gherdiș, Larisa Rusu și Larisa Popa. Salutăm grupul 3. Responsabili
doamna Angela Sandu, doamna Maria Costica și doamna Tatiana Cebotaia. Salutăm grupul 4. Doamna Galina Caseanu, doamna Vera Bejan și doamna Irina Simeonov. Și grupul 5, doamna Sultan Valentina, doamna Repida Natalia și doamna Tamara Kirilov. Vreau să doresc succes tuturor grupurilor în activitatea de respectivă a Școlii Tânărului Conducător. Ofer cuvânt doamnei Svetlana Isaicu. Că sunteți obosiți probabil după ore, dar atât timp cât v-ați odihnit aici și sper că v-ați odihnit, începem să facem niște activități foarte active. Așa, și cred că acum dăm start primii activități de la Școala Tânărului Conducător. Unde voi aveți? În primul rând, să faceți cunoștință. Oricare modalitate o aplicați, dar să faceți cunoștință unul cu altul. 2. Deviza. 3. Sloganul. Un număr artistic și valoarea 6 aici în față. Vă prezentați echipele. Noi